Moțiunea de cenzură este un apanaj al opoziției, însă de această dată reprezintă doar un joc de imagine, pentru că va urma votul pentru legea bugetului de stat, a declarat senatorul PDR de Dâmbovița, Valentin Calcan. Moțiunea de cenzură este un apanaj de regulă al opoziției. De regulă l-au folosit întotdeauna, au dreptul odată pe fiecare sesiune să o facă. De ce nu? Cred că de data aceasta este vorba, dacă ar fi numai pentru imagine, întrucât să ne aducem aminte, vine votul pe legea bugetului de stat. Undeva octombrie-noiembrie vom vota bugetul pe anul viitor. Iar bugetul este o veritabilă moțiune de cenzură. Dacă bugetul, Doamne ferește, nu ar trece, asta ar însemna căderea guvernului. Deci de aceea, din punctul meu de vedere, mie mi se pare absolut inutil acest demers. Este un demers numai pentru imagine. De altfel, haideți să fim realiști, să ne întrebăm ce ar însemna o eventuală cădere a unui guvern în septembrie, cine ar mai face și cum ar mai face un buget în luna octombrie. Opinia mea este că avem de-a face numai cu o demagogie, nici dânsii nu vor să acceadă la putere astăzi, dar, evident, sunt în opoziție, vor fi toată ziua pe sticla televizorului, în paginile ziarelor. Cât despre aleși democrați liberali. Am convingerea că niciun parlamentar PDL nu va vota împotriva guvernului.